Majorarea accizelor pentru tutun și alcool se va face începând cu 1 august 2022. Astfel, fumătorii vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru țigări, iar la fel vor face și cei care consumă băuturi alcoolice. De la 1 august 2022, accizele pentru tutun și băuturi alcoolice vor fi majorate, având în vedere că nivelul accizelor pentru aceste produse nu a mai fost actualizat de la rescrierea codului fiscal, adică din 1992, potrivit proiectului de ordonanță pentru modificarea codului fiscal, potrivit în seara zilei de 4 iulie 2022, informează infoactual.ro. Pachetul de țigări se va scumpi gradual, astfel accizele la țigări va crește începând cu 1 august 2022 cu 31 de lei. Prin urmare, este posibil ca fumătorii să plătească mai mult cu 60 de bani pe pachet, însă cel mai probabil va fi stabilit un calendar de creștere în mai multe etape. De asemenea, Ministerul de Finanțe propune majorarea nivelului accizelor pentru alcool și băuturi alcoolice, ținând cont de faptul că pentru produsele din tutun prelucrat supuse accizelor armonizate a fost stabilit anterior un calendar de creștere graduală a nivelului accizelor, precum și similitudinea dintre această categorie de produse și tutun încălzit, se propune stabilirea unui tratament similar pentru produsele din tutun încălzit prin introducerea unui calendar de creștere graduală a nivelului accizelor pentru aceste produse. Totodată, pentru egalitatea de tratament în ceea ce privește taxarea produselor supuse accizelor nearmonizate, se propune majorarea nivelului accizelor și pentru lichidul care conține nicotină. Prin instituirea unui calendar de creștere graduală a accizei pentru acest produs, se arată în document potrivit Ager Press.